Bună și bine ați venit pe Tarotada! Pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Capricorn, astăzi vom face Capricorn pentru săptămâna 8-14 aprilie și să vedem, dragul meu Capricorn, ce vine către tine în această săptămână în care avem o eclipsă de soare într-o zodie de foc în berbec. Ce ți-aduce această săptămână, dragul meu Capricorn? Haideți să vedem o creație. Aici construiești ceva perfect. Mergi spre perfecțiune. Capricornul în această săptămână are imaginație. Ai inspirație. Și toate lucrurile bune ți se întâmplă. Se închide un capitol aici, al vieții tale, la capătul setului de cărți, gratitudine. Haideți să vedem ce vine către voi. Perfecțiune. Închizi un ciclu, poate aici se închide o suferință, se încheie o suferință. Prima ceacră, abundență, binecuvântată, cornucopia, o iubire, anxietate și turnul. Wow, ce frumos! La capătul setului de cărți, familia fericită. Dragul meu Capricorn, este momentul vieții tale să ieși din această tristețe, din această anxietate. Vine turnul și nu te mai lasă să plângi. Vine turnul să curețe această situație în care ai rămas aici, în care nu ai curaj să iei o decizie. Poate în această săptămână suferi după cineva. Ceva pierzi în această săptămână, dar este ceva ce se închide natural. Nu este ceva ce poți tu preveni, nu este ceva ce poți tu ajuta. Este ceva ce se termină natural, în mod natural. Plângi, dar aceste lacrimi, la un moment dat, în această săptămână, vor fi de bucurie. Turnul vine să curețe tristețea, pentru că aici aveți curaj să vă îndreptați către un suflet pereche. Vine către voi o persoană bună, benefică, grijulie, atentă. Dacă voi sunteți aici în lacrimi, în suferință, persoana va fi alături de voi și vă va oferi tot suportul, tot sprijinul, toată afecțiunea pe care poate să vă ofere. Dragilor, este un moment de destin în care trebuie să fii recunoscător pentru tot ce vine în viața ta. Este momentul în care descoperi scopul tău, menirea ta, persoana care e menită să fie cu tine. Ești binecuvântat în această săptămână. Aici este cornucopia. Cornucopia este cartea 11. Aduce abundență, aduce suflet pereche, aduce iubire, aduce tot ce este mai frumos. Aici aveți abundență binecuvântată. Aici aveți prima ceacră. Trebuie Capricornul să aibă curaj în această săptămână să iasă din această tristețe. Universul te ajută, această eclipsă vine și te împinge de la spate să ieși, să te ancorezi într-o realitate fericită, să vezi fericirea din jurul tău, binecuvântările din viața ta, pentru că ce vine pentru tine este foarte frumos. Aici aveți o familie fericită, este energia întregii săptămâni, este un patru de bâte. Este curcubeu, este familie, sunt copii, sunt doi oameni care se țin de mână, se iubesc, toți se țin de mână. Este armonie, este liniște, este cer
cu un curcubeu în fața unei mări. Este frumos ce vine către voi, ușa către spirit. Aici trebuie să te dezlegi, pentru că ești legat la ochi, ești legat la mâini și la picioare și stai aici în această tristețe. Ieși și strigă-ți durerea și închide-o, eliberează-o. Salvează-te de aceste lacrimi, pentru ca poți în această săptămână. Ușa către spirit vine către tine. Ceva pur, ceva frumos, poate această persoană grijulie care va fi atentă cu tine. Aici îți iei puterea înapoi. Capricornul poate în această săptămână să își numere binecuvântările. Să iasă din această tristețe, din această confuzie și să închidă un ciclu greu, karmic, odată pentru totdeauna. Persoana care vine către tine este din grupul tău de prieteni. Poate fi un prieten al prietenilor, poate fi o cunoștință, o persoană iubitoare care îți va aduce echilibru. Vei uita de lacrimi, vei uita de eclipsă, vei uita de uragan, vei fi aici într-o binecuvântare, într-o abundență de plină, într-o fericire. Vine ceva frumos pentru Capricorn în această săptămână, un domn care ține în mână o inimă, care este atent, care este abundent, un domn sau o doamnă după caz. Aici se vede îngerul balanței, te echilibrezi în această săptămână. Trebuie doar să ai curaj să ieși din această situație în care te regăsești acum, în care plângi. Universul nu-ți va mai permite aici, îți aduce ceva frumos. Trebuie să vezi binecuvântările și nu tristețea, jumătatea plină a paharului, pentru că te îndreți către ceva frumos. Haideți să vedem. Capricorn, 8-14. Marea preoteasă, carul. Pajul de monede, 10 de monede. Regele de bâte și nebunul la capătul setului de cărți, justiția. Vine către tine ce meriți. Și este momentul, ai așteptat, este timpul divin, aici marea preoteasă desface ițele, descurcă ițele acestei anxietăți, acestor lacrimi. Aici îți vei da seama că plângi după laptele vărsat și nu mai poți recupera acel lapte, mai bine te focusezi pe ceea ce ai de făcut. Da, aici aveți tot familie fericită, 10 de monede și acest rege de bâte care se îndreaptă către voi. Această persoană care vine cu sufletul deschis, curat, către voi. Vine împreună să trăiți un vis. Poate fi, vedeți, sunt două cărți cu aceeași deschidere. Aici este carul și aici este regele de bâte, dar au aceeași deschidere acești doi oameni. Vin cu brațele deschise către Capricorn. Carul vine spre visul său, merge spre steaua norocoasă. Regele de bâte merge și ea în brațe ce iubește. Aici sunt zodii de apă, rac, scorpion sau pești, sau zodii de foc, gemeni, berbecleu săgetător, pot fi și zodii de aer, gemeni vărsător balanță, pot fi și zodii de pământ ca voi. Aici este o persoană exact așa cum îți trebuie ție. Nici nu cred că mai contează zodia, atâta timp cât persoana vine cu brațele deschise către tine să te susțină, să te iubească, să te încurajeze. Justiția face o curățare în viața ta, aduce o corectitudine, un echilibru. Turnul curăță energiile stagnante, joase. Aici se întâmplă ceva nou pentru Capricorn. Pajul de monede deblochează poate planul sentimental, poate afli un secret
ceva bine ascuns de tine și te vei detașa, vei ieși din aceste lacrimi, poate din cauza unor secrete vei plânge în această săptămână, dar totul capătă până la sfârșitul săptămânii un alt sens. Aici este nebunul. Vă ancorați într-o nouă aventură, într-o nouă viață. Aici rescrieți un destin alături de o persoană atentă cu voi, o persoană care este așa cum vă doriți voi. 10 de monede, familia fericită, alături de această, de această persoană vei întemeia o familie. Poate aveți copii, poate o să aveți copii cu această persoană. Este o citire fabuloasă pentru Capricorn. Această săptămână îți aduce cornucopia, abundență, suflet pereche. Doar că aici ai de încheiat un ciclu, un ciclu trist al vieții tale. Poate ai rămas într-un trecut, poate trecutul s-a încheiat de mult, persoana a plecat de mult, dar tu ai rămas în singurătate, în tristețe și în melancolie. Rupe-te, pentru că aici este momentul să mergi către visul tău și universul te ajută. Trimite acest turn să facă justiție divină. Este frumos. Gratitudine, finețe, creație și perfecțiune pentru Capricorn. Haideți să vedem un sfat pentru voi. Construiești blocuri, reconstruiești toată viața ta din temelii. Adevărul va fi spus, totul va fi la vedere aici. Tu te îndrepți aici către o iubire. Cad măști, aici nu mai este momentul de falsități, de persoane false, de persoane care să te trădeze, de lucruri nespuse. Tot ce este de spus se spune, se află. Marea preoteasă, dacă a ascuns ceva acum, dă toate cărțile pe față. Aici este tot cartea comunității. Prieteni, ai multe persoane bune în jurul tău. Te ajută, te susțin, îți fac cunoștință cu persoana ideală. Este o citire foarte frumoasă pentru Capricorn. O săptămână această eclipsă va aduce sufletul pereche, sufletul flacăra geamănă, cornucopia, abundența, adevărul din viața ta. Și adevărul va fi spus. Vei spune că nu vrei măști, vrei iubire adevărată. Aici se deschide această bufniță înțeleaptă, deschide această fereastră din care ies doar inimioare. Persoana care vine către tine vine îndrăgostită, vine pregătită pentru o familie cu tine. Nu poate să te găsească aici în tristețe. Trebuie să fii gata de drum, așa cum este acest nebun care pleacă la drum fără niciun fel de bagaj din trecut, fără niciun fel de prejudecată, fără lacrimi, este vesel, este voios, are încredere și totul va reuși. Adevărul va fi spus, fii sincer cu tine și fii recunoscător pentru tot ce vine către tine și pentru tot ce ai și pentru tot ce ești. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!